Impulse Radio. Ho, ho, ho! Happy Holidays! Pentru că îi place mult de tot la noi și și nouă ne place de ea, a revenit ca să mai stăm un picuț la povești în această dimineață. Holy moly! Bună dimineața! Ce faci, draga mea? Foarte bine. Bine? Da, m-am trezit, uite, am venit să beau cafea la voi. Beau liniștită. Mulțumesc. Ai dormit bine? Superb, am dormit, ne întoarsă. După o vârstă încep să vorbești despre cum ai dormit azi noapte. Noi sau avem cum n-ai mai dormit. Da, fiindcă noi avem oricum o melodie nouă, Pastila de somn se numește, dar nu este despre pastila de somn, este despre... Da, lasă că vorbim la momentul respectiv. Exact. Haule, întrebare întrebătoare pentru că noi ăștia care ne trezim la... Primul lucru când ne întâlnim noi dimineața la cafea, da, la emisiune, pe la 6:30 ne întrebăm. La cât ai culcat la noapte? 6:30. Cât ai dormit? Da, nu, bine, astea sunt niște clișee, dar astea nu înțeleg de ce. Dar e primul lucru pe care... Dar da, noi asta, numai despre asta vorbim. Cât te trezești, trebuie să ai 3-4 întrebări. Da, 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 aceleași. De aceleași. Păi când fiecare zi, ce faci, cum ai dormit? Da. Când te trezești la 5:30 în fiecare zi? Eu normal că îl întreb pe celălalt. Te uiți la el, arată bine. Nu, dar eu te-am întrebat pe tine. Eu te întreb pe tine la ce oră te-ai trezit. Nu, tu primul lucru îmi zici, pa, seara la 10 dormeam. El începe direct. Holy moly, așadar, întrebare de la ce oră te-ai mai dormit aseară? 2. La ora 2 noapte. Nu 14, da? 2. Nu, pe ora 14. Ma, ora 2 dimineața. Ce vrei, e tânără. De obicei așa faci, adică... Depinde foarte mult de zi. Depinde foarte, foarte mult. Aseară am avut eveniment, un eveniment caritabil la care am cântat și după am plimbat-o pe mamaia mea, pe bunica mea care a venit în București să mă vadă la evenimentul acesta caritabil. Serios? Da. Da, da, da. Am plimbat-o pe la Târgul de Crăciun, am plimbat-o să vadă luminițele din București, am stat cu ea să-i fac seara frumoasă și până am ajuns acasă, până băiță, demachiată, aranjat, pregătit pentru următoarea zi, opa, s-a făcut două. Băiță. Mamă. A, tu faci băiță. Fac băiță, ca aia mici. Asta urmea să zic. Eu am văzut că era vreun copilaj pe acolo. Băiță, zic, ce băiță, mă. Nu-l avem încă, nu. Mai stăm. Ai o, opa, deci înseamnă că e undeva acolo la orizont, nu? E gândul ăsta. Gândul, sămânța o fi acolo de idee de a fi mămică, da. Dar îmi nu... place foarte mult ideea de când sunt mică. Am zis să fii mămică. O să fiu o mamă foarte bună și drăguță. Doamne ajută. O să fie mai greu cu, apropo de dormit, cu nopțile nedormite, dar zic, credem o să merite. Doamne ajută să ne trezim, să-l auzim pe la mic. Asta e, asta e important. Ai o relație foarte apropiată cu bunica ta, nu? Da, foarte apropiată. Și cu bunica și cu mama. Doamna, să le salutăm. Doamna cum și doamna cum? Mama e mea și mama nuții. Mama e mea și mama nuți. Mama e mea. Mama e mea, cred că e acum. Deci fiți atenți. Wow, asta este superb dacă mă aude. Mama acum o duce pe bunica la țară și e foarte posibil să fie amândouă în mașină acum și să ne audă. Nu știu, dar dacă e chestia asta, vă pup, vă iubesc și mulțumesc că ne ascultați. Da, ai o chestie foarte interesantă legată de mama ta. Am înțeles. Așa, am auzit, nu știu dacă e adevărat, îmi zici tu, că ți-ar plăcea să cânți cu mama ta, care are voce. Da. Adică, da. Și n-a cântat niciodată, nu? Am dus-o la un moment dat în studio, acum foarte, foarte, foarte mulți ani, în perioada în care lucram cu Jolt Chereștei, pentru cine îl cunoaște. Eu îl cunosc și personal. Da, cu domnul Joli lucram când eram mică și la un moment dat domnul Joli a auzit-o pe mama cântând și a zis, hai mă să înregistrezi și tu o piesă în studio. Și atunci a înregistrat ea ceva, prima oară la microfon, prima oară cu căștile. Dar asta se întâmpla acum vreo peste 12 ani. De atunci nu s-a mai întâmplat, dar eu îmi doresc foarte mult să o iau pe mama în studio și să facem la un moment dat. Acum, ca să fac o glumă, pe ea ai întrebat-o? Nu, doar am dat rec acolo. Dacă ea vrea, să ajuns în studio să cânte o piesă. Nu, zic. Eu cred că i-ar plăcea. Are mare emoții, 100%, dar eu cred că se va descurca foarte bine. Foarte bine. Da, cu piesa aia ce s-a întâmplat? O mai ai? Ce piesă? Pe care am înregistrat-o. Da, o am pe CD, o avem pe CD acasă. CD, da. Da. E o piesă de muzică populară, parcă. Da. E o piesă de muzică populară, pentru că ea știe să cânte foarte frumos. Eu am și populară. Eu niște CD-uri, dar nu mai am în ce să le bag. Exact. Am mașinile vechi. Da, să-mi iau o mașină, nu? În sensul în care nu mai e aparatul în care păi să bagi CD-ul, da. Nu, păi la ce să mă refer, la altceva? Ok, pastila de somn, pastila nu? Pastila de somn, da, am venit cu pastila de somn de dimineață. Hai să o lămurim. Urmează puțin, da. O nouă etapă în muzica mea, iar pastila de somn este primul capitol. 2023 a fost despre a mă elibera de emoții și despre a scrie din suflet, de a fi sinceră cu mine și cu comunitatea mea. Așa e?
Da, am dat anul ăsta. Te-ai eliberat de emoții? Am dat, am scris ca în jurnal, am scris piesa. Chiar ții vreun jurnal? Da. Nu e zilnic, dar este carnețelul data de emoții. Data viitoare la emisiune să vii cu el. Doamne ferește. Doamne ferește, dar nu există așa ceva. Nu trebuie să-l citesc nici eu. Acolo e de dat și de lăsat acolo. Și tu în 10, 20, 30 dar de ani. Dar chiar de cât timp ții jurnal? Bine, carnețelul mai cu emoții, cum zici. Mai de-a lungul anilor, eu am mai tot scris în diferite caietele. Mereu le începeam, uitam, începeam altul. Am descoperit chiar de curând un jurnal la ai mei acasă. Nu știu, de la 12 ani, bună jurnal, Maria Alexandra Flora, am 12 ani și tu vei fi cel mai bun prieten al meu. Hai să începem. Astăzi m-a supărat, nu știu, la școală, prostit astea. Da, sunt chiar, astea. Dar sunt foarte, foarte interesante că te întorci, când te întorci în timp și le vezi și citești, chiar intri în emoția aia pe care tu o aveai atunci, în ziua aia, la 12 ani. Eu te cred, s-a dus taică-meu la Focșani, știi? Și a venit și vorbeu, care e un pic mai mic ca mine, care stă în Belgia, la Bruxelles. Măi, și-au găsit niște jurnale pe care țineam noi și le-a fotografiat ăla și mi le-a trimis. Incredibil, incredibil. Dar eram mititei, dai seama, 8, 9 ani, 10 ani, ceva de genul ăsta, știi? Chiar superb, da, da. Bun, deci te-ai eliberat de emoții, ai zis, da, nu? Da, ok. Și mai spuneai aici că e neapărat o nouă etapă, asta tu simți? E o nouă etapă muzicală în sensul că simt eu că sunt mult mai puternică, simt eu că am dus anul ăsta pe umeri foarte bine și foarte frumos, deși au fost multe lucruri la care a trebuit să mă adaptez, la un program diferit, la lipsa familiei, la imposibilitatea de a petrece mai mult timp cu prietenii, de a răspunde, de a fi prezentă, la foarte mult focus pe viitor, pe ce se întâmplă, următoarea piesă, următorul release, pe scriptul de clip, aoleu, se întâmplă asta, nu se întâmplă asta, și atunci, da, simt că această piesă e cumva adunat acest rezultat al meu, ca fiind o femeie un pic mai puternică și poate transformându-mă mai mult în femeie. Abia aștept să rămân cu pastila, cum este, pastila de somn, mă scuzați, eu mă gândeam la pastila pentru somn în cap, fiindcă aia cu tu ești totul meu, deci am rămas cu totul meu ăla, deci eu nu mai scap de piesa asta, vorbesc foarte serios. Acolo trebuie să-l felicităm din toată inima pe Adi, care este un songwriter, nu doar un artist, dar un songwriter extraordinar și care chiar a reușit, nu doar cu piesa asta, dar în special cu totul meu, să facă ceva absolut obsesiv din acel moment. Se pare că nu există om care să nu știe acel... Noi echipa, când auzim la radio, sunt două piese, maxim trei, dar totul meu, deci după ce se termină emisiunea și ieșim și stăm și așa, începem să cântăm, auzi pe Nadina, totul meu, și eu încep, totul meu, totul, hai să mergem la pastila de somn. Oli Moli, piesă nouă, o ascultăm la Radio Impuls România, dar o vedem și pe Canal de 2, acolo unde ne și vedem cu Dimineața pe 2, Grig și Cernat, aici rămânem, neața! Dimineața pe 2! Happy Holidays! Pastila de somn! Holy moly, guacamole, e cu noi, e cu noi aici în studio. Și m-a bucurat să mă uit la clip, wow! Ți-a plăcut, nu? Da, că noi nu prea ne uităm la clipuri după ce le lansăm. Mă uit înainte, cred că asta e valabil la toți artiștii, mai mult sau mai puțin. Mă uit înainte, mă uit până să fie lansat, mă uit la montaj, mă uit în tot procesul ăla de dinainte de lansare. Dar te-ai implicat în realizarea clipului? Da, la piesa asta foarte mult. Foarte mult. Mi se pare foarte interesant styling-ul. Mulțumesc. Adică ești îmbrăcată, nu te știu așa. Da, știu, nici eu. Nu te știu, ce s-a întâmplat? Nu știu, mamă. Alte referințe, alte idei, la piesa asta chiar am vrut. Altceva. Da, chiar am vrut să fie ceva diferit atât pe partea audio, cât și pe partea de video. Mi se pare că piesa asta era foarte ofertantă ca idee de videoclip și atunci am zis ok, hai să ne folosim de câteva idei care chiar trigăruiesc zona asta de somn sau lipsa somnului. De la fața în bolul mare cu gheață, la scobitorile puse pe ochi care să țină, că nu știu dacă n-ați observat, dar este un cadru în care am un scobitor care îmi țin ochii deschiși. Ok, mi-a scăpat sincer. Ținte, tot ce era pe mine era foarte metalic, astfel încât să te țină treaz și așa mai departe. Sunt foarte multe idei de-astea care duc în zona asta și la ele am insistat foarte mult să se facă. E 0-0, înseamnă, nu e egalitate, ci înseamnă că este ora 0-0-0, am înțeles bine? Da, ora 0-0-0. Era complicat să zici 0-0-0. Cine știe, poate să devină oricând un imn de meci. Deci, fiindcă mi-a rămas în cap. E 0-0. E 0-0, îmi spui că nu pot să dorm, nu-i treaba mea, nu sunt pastilă de somn, nu? Am reținut. Ai văzut, la școală nu eram atât de bun la poezii. Nicio problemă.
Iar eu am probleme cu somnul, dar dă-mi un sfat să adorm. Cum dormi tu ca un îngeraș în fiecare ca seară? Îngeraș? Fiindcă a zis că n-are probleme cu somnul. Numai noi avem probleme. Așa deci, nici Cosmin. Eu tânără, sunt sigur. E tânără, e frumoasă, e liniștită. Câte oițe numeri seara înainte de culcare? Ia zi. 0,5. 0,5 exact. Cine crezi că are timp să le numere? Eu sunt foarte cunoscută în gașca mea de prieteni și gașca de oameni cu care lucrez, drept un om care trage foarte multe neapuri. Okay. În ultimul an, cumva, n-am mai făcut asta atât de mult pentru că am fost mereu pe grabă, dar erau dăți întregi în care, nu știu, mergeam în sesiune la studio, înregistram piesa, scriam un pic o strofă, cam oboseam, mă puneam pe canapeluță, dormeam un pic 10-15 minute, mă trezeam, iar înregistram, adică eu așa am funcționat. Din facultate de luni ATC, eu am învățat, când ai un pic de timp liber, îl dormi, ca să te odihnești. Mie nu prea mai iese, dar ia zi-mi, de Revelion tu dormi sau te distrezi până de dimineața? Revelion, de Revelion aveam un concert programat care, din păcate, s-a anulat, na, că opa, știți, s-au mai anulat concerte în perioada asta. Noi, artiștii, dragilor, să știți că suferim foarte mult de acest motiv. Dar de ce se anulează? Care-i faza? Că ai zis că s-au mai anulat. Da, 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 s-au mai anulat concerte. Cred că pot să spun chestia asta, da, zi. Nu? Că s-a dat o lege și nu se mai pot bugeta atât de mult evenimentele plătite de primării. Da. Și atunci s-au anulat foarte multe evenimente din modificare de lege. Piețele publice și așa mai departe, din târgurile de Crăciun, s-au mai anulat din evenimente. Păi de ce? Că erau așa super tare. Adică era multă lume care venea la târgul de Crăciun special pentru concert. Nu s-a anulat definitiv, dar în cazul meu am avut un concert care s-a anulat și acum aștept să văd celălalt. Vorbeam de Revelion. Zi-mi ce faci de Revelion. Păi asta e, că nu știu. Aștept. Zi de Crăciun. Aștept să cânt. De Crăciun fac turneu. Mă duc la mamaia din partea lui tata, după la mamaia din partea mama și după la mama. Unde? În ce zonă? În Pădureni, județul Giurgiu, după Îngostinar, județul Giurgiu și după în județul Călăraș. Lasă-mă că ultima oară ai zis că mergem la colindate amândoi și n-am fost. Nu te... Când am zis asta? Ai zis. Când am vorbit de... La când ai fost la invitatul de 12. Ai zis că mergem cu portocale. Noi, nu știu, ai zis că... Suica cu portocale. Păi hai, dragă, pe 24 la noi se face chestia asta. Chestia asta, pe 24 bine. În Comuna Gostinar, județul Giurgiu. Hai că mergem. Gata. Poate tocmai am dat o invitație pentru toți oamenii. Cum ar fi să mă trezesc cu voi în Giurgiu, căutând după mamaie. Gostinar, județul Giurgiu. Au și țuică cu portocală, dau și guacamole de la Holy Moly, evident. Mulțumim mult că ai venit. Mulțumim și eu foarte mult pentru dimineața asta. Ce să facem? Mergem repede în publicitate. Nu așteptăm foarte mult, nici pe Nadine a zis, vine cu știrile. Ne întoarcem. Mulțumim, Holy Moly, te pupăm. Mulțumim, pup. Și să mă înveți aia cu power nap-ul. Da. Putem să-l dăm și acum. Pastila de somn. Hai, pe publicitate. Pa! This is... Și bună dimineața, este ora 10 fără 5 minute. După cum v-am promis, a revenit Nadina Zisu, este pe fază. Avem știrile orei, începem cu o știre bună. Drăguță, este bună. Sună puțin, de fapt, este... Mai compensează relele care s-au întâmplat. Este multă dramă în prima știre, dar este, să știți, o știre bună. Și, evident, și altele de la Nadina Zisu, chiar acum. Bună dimineața! Găsiți din nou la știri. Un bebeluș de doar 5 luni a fost salvat ca prin miracol de medici ieșeni. La mai puțin de jumătate de an de viață, micuța Miruna avea o tumoră de câțiva centimetri pe creier. Operația a fost una extrem de dificilă, atât pentru bebeluș, cât și pentru medicii ieșeni care s-au văzut în fața unei mari provocări. Miruna este acum în stare bună și se recuperează remarcabil. Salariul minim va crește, însă nu de la 1 ianuarie, așa cum s-a stabilit inițial. Majorarea se va face în a doua jumătate a anului viitor, înainte de alegerile din toamnă. Guvernanții au promis că salariul minim brut va fi în 2024 majorat cu 400 de lei. Mai multe percheziții au avut loc în capitală și în județele Timiș și Caraș-Severin pentru prinderea unei grupări care ar fi descoperit o metodă prin care să păcălească aparatele de jocuri de noroc. Sunt vizați aici administratorii și angajații unei firme care ar fi făcut asta timp de 4 ani pentru a-și însuși în mod fraudulos jackpoturile mari. La nici o lună de când o jandarmeriță a fost prinsă cu droguri în poșetă la un control de rutină, un subofițer de la Brigada Specială de Intervenție a fost și el prins cu stupefiante asupra sa la Cluj. Acesta a folosit drept scuză aceeași poveste precum colega lui, că habar nu avea că are droguri în rucsac.
spune nou trend extrem de periculos a devenit popular pe TikTok în rândul copiilor. Provocarea numită Urbex îi îndeamnă pe adolescenți să urce pe clădiri înalte unde să își facă poze sau să se filmeze. Polițiștii din capitală au prins deja mai multe grupuri de tineri care și-au pus viața în pericol pentru vizualizări pe rețelele de socializare. Transfăgrășan și Transalpina, cele mai înalte drumuri de la noi din țară, ar putea fi deschise temporar și pe timpul iernii de anul viitor. Cel puțin asta propune Ministerul Transporturilor într-un nou proiect. Un soldat român de la Divizia 4 Infanterie Gimina din Cluj a fost desemnat cel mai bun luptător la un concurs care a avut loc în statul american Alabama. Numele lui este Andrei Chioaru, iar titlul l-a câștigat în cadrul unei competiții care s-a întins pe 5 zile și a presupus mai multe probe dificile. Boș de Oca lui Creangă se redeschide vineri 15 decembrie cu o serie de evenimente culturale, anunță Consiliul Județean Iași. Casa scriitorului a fost în centrul unui scandal recent în urma reabilitării. Multe voci au criticat proiectul din cauza că nu a fost păstrat aspectul simplu și țărănesc al Boș de Ucii. Iar Cristina Neagu a anunțat că se retrage de la echipa națională de handbal. Sportiva spune că va mai rămâne doar dacă România se va califica la turneul preolimpic. Fetele au încheiat turneul final pe locul 12 și au ratat ultima șansă de calificare la Jocurile Olimpice. Iar cu informația din sport am încheiat știrile dimineții. Sunt Nadina Zisu, vă aștept și mâine pe Canal de 2 și pe Radio Impuls. Zi faină să aveți! Dacă vă e frig, nu uitați, vizitați Boș de Uca lui Creangă, are termopană, are încălzire pereți, are încălzire în pardoseală, are... Ce mai are Boș de Uca? Nu mă duc, am fost și am vizitat-o, nu mă mai duc. Dacă mai au vreo știre cu Boș de Uca lui Creangă, pe bune. Pe lângă felul în care a fost reabilitată casa, este și o... Ar fi trebuit să arate a baltă în fața casei, dar arată ca un jacuzzi. Băi, nu știu, dar dai seama, inclusiv Academia Română, dacă mi-amintesc bine, da, a trimis o scrisoare. Dar nu mai au, acum chiar nu mai au ce să facă. Ar însemna să fie, s-a discutat și despre asta, să se întoarcă la aspectul de odinioară, ar însemna să fie demolată și reconstruită din lut, din chirpici, așa cum se făcea atunci. Ceea da, ce da, nu știu, se poate. În fine, să terminăm cu asta, că eu, cât dai tu știrile, eu citeam cum inteligența artificială poate sparge parolele. Iertare. Interesant. Da. Ci că poate să recunoască parolele doar pe baza sunetului tastaturii. Ia, stați un pic. Adică stați, liniște. Grigoriu 1974. Nu, am scris K, U, Y, T, B, U, I, B, R, Y, da, cu dar R, stai R, că R, 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 R. Au făcut un test și au pus un telefon lângă un serios? Laptop. Da, da. Și că și pe Skype și pe Zoom. Și mie. Da, da. E foarte bună. Ne luăm la revedere. Vă mai zic eu cine poate să spargă parolele. Cine? Vă zic mâine. Mâine. Hai. Ceau. Pa.